Folosește asta pentru reducere de 3%, iar gura după ceapă n-o să-ți mai pută. Salut, sunt Marina Joyce și sunt răpită și sequestrată. Aoleu, ajutor! Ba, nu ești sequestrată, ești numai schizofrenică și aia e o diferență foarte mare. Salut, sunt T34 și n-am zis să fac și eu un clip despre Marina Joyce asta. E o youtuberiță de afară și știi că ar fi fost răpită în pula mea sau sequestrată sau dracu, știi? Că am văzut și eu în seara asta pe Facebook, a fost plin newsfeed-ul meu, numai cu postări legate de ea. No, ci că treaba asta ar fi fost pentru marketing, spun câțiva. Câțiva spun că chiar a fost răpită și după ce au făcut live în seara asta pe nu știu ce site și au spus că treaba a fost pentru marketing. Și mai e o tabără care spun că are schizofrenie și tăti s-o petrecu numai în capul ei și eu sunt de tabăra aia. Ci că a fost poliția pe la ea pe acasă, au vorbit cu mama ei, no, cum au văzut postările astea pe Facebook și a ei și iubitul ei le-au spus autorităților că nu are nicio legătură cu ISIS, cu vreo răpire vreodată în pula mea și de astea. Așa că, dragi fete, dacă vreți să atrageți atenția cumva, nu spuneți că sunteți răpite în pula mea. Mai bine citiți și voi o poezie sau ceva, slobozi. No, și cam asta e părerea mea despre cazul Marinei Joyce. Cam atât și cu episodul ăsta. Până data viitoare, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și cam atât. Asta au fost, alta nu-i, ce aș mai vrea să bag un cui, episodul este gata, ne vedem și altă data. Vă dau un cap cu lopata.